Salutare, prieteni! În acest episod am să vă prezint cum se demontează această electrovalvă. Este undeva deasupra planetarei. Deci, cumva aici e baia de ulei și undeva deasupra băii de ulei este această electrovalvă. Eu vreau să o demontez pentru a o curăța. Nu am să o schimb deocamdată. Am dat comandă de una nouă, e 1.500.000 parcă, 150 de lei, dar nu mi-a venit. Dar totuși vreau să o demontez și să o curăț puțin, poate își revine. Simptomele mașinii nu trage, adică nu răspunde imediat la accelerație. E puțin cam puturoasă mașina. Și cineva mi-a zis că ar fi de vină această electrovalvă. Pentru asta desfacem mufa de aici, care e un clips. Și tragem către în jos, după care demontăm aceste trei furtunașe. Acestea doar tragem de ele și vor ieși singure, nu au niciun fel de opritor. Se auzi ce presiune avea aici. Așa, după care am să folosesc o tubulară de 10 și este prinsă în două șuruburi, unul aici și unul în partea cealaltă. N-am să mai filmez pentru că cât dau acele două șuruburi jos și am să vă prezint după ce o demontez acolo. Gata, am demontat-o. Aceasta este electrovalva. Și aș vrea să o curăț puțin cu un spray de frâne. Trebuie să o schimb, dar nu mi-a venit piesa deocamdată. Dar până atunci am să o curăț. Cât de cât. Până va veni cea nouă. Ce mizerie a ieșit din asta. Deci din asta a ieșit o mizerie, o negreală. Cum ai curat-o, bă? Asta am vrut să o dau jos și să o curăț puțin. Poate își va reveni, dar nu cred. Am să o suflu puțin și cu compresorul. Cam așa arată. Am curățat-o, am suflat-o puțin cu aer, după care urmează să o montez la loc. N-am să mai filmez, pur și simplu o pun pe poziție, mufez cele trei furtunașe. Întotdeauna să nu uitați cum le-ați desfăcut așa și să le puneți. Înainte să fiți siguri, înainte să o demontați, faceți o poză cu telefonul și după aia sigur nu veți greși.
O prind în cele două șuruburi, montez furtuna și le pun mufa și cam asta este. Deci cam asta ar fi buba dacă pierdeți din puterea mașinii atunci când accelerați și mașina parcă nu mai are viață în ea. Cineva mi-a spus că ar fi de vină această electrovalvă. Acum nu știu. Până nu o să schimb piesa, să pun o piesă nouă, n-am de unde să știu. Și cu ocazia asta am și desfăcut-o. V-am prezentat și vouă cam cum se desface dacă aveți probleme cu ea și în ce, cam în ce zonă o găsiți la motor. În rest, sper că v-am fost de folos și v-ați făcut o mică idee cam cum să demontează această electrovalvă și cam pe unde este situată. Cam asta a fost și ne auzim la următorul video.